prieteni, salut! Sunt foarte bucuroasă că mă aflu aici la Bookfest București cu cărțile mele, în întâmpinarea cititorilor și vorbind în permanență despre ceea ce am scris eu și încercând să promovez cărțile pe care le-am scris. Este o mare bucurie pentru mine că sunt aici și vă aștept pe toți cei care doriți să vizitați Bookfest-ul, să vă întâlniți cu mine și să vorbim despre cărțile mele. Am din nou 9 cărți, aceleași 9 cărți, nu am reușit să mai public decât un volum de poezie, Există un eu, dar acela este doar în engleză și o să-l editez și în românește. Dar am aceleași 9 cărți, romanele Gabriel, Rafael, Maria, Luminile Dragostei, Între Toacă și Clopot, Anonima, cărțile de poezie Există Sfera de Foc, apoi am Ilinca și carte de dialog Între Toacă și Clopot. Este atmosferă foarte bună, nu e chiar foarte multă lume la târg, dar e foarte important că ne aflăm aici și stăm în întâmpinarea cititorilor. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat și, bineînțeles, vă aștept să veniți aici cu mine, cu mare, la Bookfest.